Locuitorii din Bălți susțin programul de dezvoltare a municipiului propus de Marina Tauber, candidatul partidului Șor pentru funcția de primar. Oamenii sunt siguri că ea va aduce schimbările de care are nevoie localitatea lor. În una dintre acestea este vorba despre rețeaua de canalizare și alimentarea cu apă potabilă, probleme pe care Marina Tauber a promis că o să le soluționeze cu prioritate, convinși că politicianul are experiența necesară pentru a face municipiul funcțional. Localnicii au declarat la rândul lor că vor vota pentru ea la alegerile locale noi din 21 noiembrie. Se pare că Marina Tauber a reușit să cucerească iremediabil inimile bălțenilor. Cel puțin așa se înțelege din afirmațiile oamenilor făcute la adresa ei. Încrezători că politicianul le va moderniza municipiul după modelul Orheiului, localnicii spun că deja sunt gata să o aleagă în calitate de șef a administrației publice locale din capitala de nord a țării. Este bun, este foarte bun programul, să dea Dumnezeu să fie aleasă și să facă măcar cât de cât ordine în oraș, pentru că astăzi avem un dezastru în Bălți. Ne așteptăm ca Marina Tauber să construiască un oraș frumos. Ea dorește, ea luptă pentru asta și ea o să reușească acest lucru. Noi avem încredere în ea, aproape tot orașul este de partea ei. Un alt bărbat spune că bălțenii, și nu doar ei, cunosc foarte bine cât de mult s-a dezvoltat Orheiul și celelalte localități conduse de primarii partidului Șor. Are o programă serioasă, ei ne demonstrează că într-adevăr se poate ceva de făcut. Ea și doar ea a făcut foarte multe în Orhei și altcineva în afară de Marina Tauber nu ne va putea salva. Așa cum lucrează cei din partidul Șor, în 2 ani se vor vedea deja rezultatele. Soluționată în cel mai scurt timp, Marina Tauber promite că va fi problema rețelei de canalizare, la care jumătate din bălțeni nu au acces. Totodată, ea s-a angajat să le asigure oamenilor și apă de calitate, în urma modernizării sistemului. Candidatul Partidului Șor pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, figurează cu numărul 9 în buletinul de vot la alegerile locale noi din 21 noiembrie.